În acest an, prima și a doua zi de Rusalii pică pe 19 și 20 iunie, duminică respectiv luni, deci prilej de mini-vacanță pentru salariații care vor beneficia de un weekend prelungit. Prima și a doua zi de Rusalii se numără printre liberele legale incluse în codul muncii, singurul act normativ în vigoare ce prevede în ce zile de sărbătoare legală nu se lucrează. Din moment ce aceste două sărbători pică întotdeauna duminica și lunea, salariații cu program obișnuit, adică de luni până vineri, vor beneficia de timp liber doar în data de 20 iunie. În 2016, angajații au primit liber pe 1 ianuarie, din moment ce a doua zi, din 2016, a picat într-o sâmbătă și pe 2 mai, din moment ce prima zi de Paște și ziua muncii s-au suprapus într-o duminică. Excluzând prima și a doua zi de Rusalii, rezultă că până la finele anului mai sunt 5 libere legale, dintre care 4 vor fi în timpul săptămânii. Astfel, Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, de Sfântul Andrei pe 30 noiembrie, Ziua Națională a României pe 1 decembrie și prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie.